Salutări tuturor și bine v-am găsit la acest început de weekend. Am avut o discuție interesantă astăzi cu cineva, îi spuneam unei domnișoare, dar ce stare de vână ai, avea o stare așa de, așa către agresivitate, tensiune din interior exprimată, mai, așa mai cu ironie, cu sarcasm, cu un pic de duritate. Și zic, dar ce s-a întâmplat? O lasă-mă că am o stare care nu-mi place, care nu este așa agresivă și nu-mi place starea. Zic, dar ce s-a întâmplat? Și evident am început să discutăm despre relația ei de cuplu și spunea că din când în când ajunge în această stare în care explodează. Da? Explodează și se ceartă cu iubitul ei și este o tensiune destul de aiurea, după care el este supărat o vreme, ea este supărată, nu? Se întâmplă, nu știu dacă ați auzit, poate n-ați auzit de așa ceva, dar se întâmplă în viața reală. Și i-am explicat că dacă ajungi periodic să explodezi, înseamnă că există niște momente în care încasezi o tensiune emoțională, care apoi se adună și explodezi, că altfel nu are de ce să iasă așa exploziv din tine. Și zice, da, într-adevăr, există niște momente, dar momentele alea mă gândesc că, nu, mai bine tac, n-are rost să zic, sau încerc să zic, dar nu iese cum aș vrea eu și atunci mai bine nu zic. Și de aici am ajuns la subiectul live-ului de astăzi, legat de compromisurile din relația de cuplu, în special, dar în relația cu oameni în general. Ce facem noi este că avem senzația că dacă tensiunea de moment nu este foarte mare, atunci mai bine nu ne exprimăm sau mai bine nu zicem sau hai să nu stric starea sau să nu fac scandal. Doar că există două feluri de tensiune. Există un fel de tensiune care ține de niște lucruri relativ superficiale. Nu știu, cineva îți dă un cot în troleu, nu e ceva foarte grav, că omul respectiv n-a vrut neapărat, nu știu, cineva îți scapă pe jos ceva. Lucrurile astea banale de viață zi cu zi, care îți creează pe moment o tensiune nu foarte mare, sau n-ar trebui să fie foarte mare dacă sunt lucruri banale, și care trec. Da? Deci acele lucruri pot să treacă foarte ușor. În relațiile apropiate însă, acest gen de tensiuni mai mici sau mai mari se datorează faptului că ți se încalcă niște valori. Ți se încalcă valori care sunt importante pentru tine și în acel moment când apare tensiunea, tu îți dai seama că ceva nu este în regulă. Adică ce vine de la celălalt agresează ceva din tine, atacă ceva. Ei, acest sentiment de atac este de fapt la adresa sistemului tău de valori. În momentul în care ți se atacă așa sistemul de valori și nu te exprimi, omul respectiv nici nu o să înțeleagă că ție nu-ți convine ceva sau nu, că te-a atacat, te-a deranjat în vreun fel. Și în foarte multe relații se întâmplă chestia asta. Aduni acest gen de tensiuni câte un pic, câte un pic, după care explodezi într-un moment care de obicei n-are legătură cu subiectul, hai să recunoaștem. Celălalt nu înțelege tu de ce ai explodat și începi să-i reproșezi lucruri care n-au legătură cu acele mici tensiuni și aparent te legi de lucruri care aparent sunt banale sau chiar sunt banale în viața de zi cu zi și alea profunde, alea care cu adevărat contează, alea rămân cumva nediscutate, neconștientizate și nerezolvate într-un final. Și de asta se strică relațiile pe termen mediu și pe termen lung, pentru că nu suntem atenți să gestionăm acele lucruri care chiar contează. Se adună tensiunea aceea, explodăm și încercăm să gestionăm niște situații banale și pe baza unor discuții superficiale legate de ce n-ai cumpărat pâine sau de ce ai întârziat 10 minute sau de ce ai făcut chestii care în mod normal n-ar trebui să te afecteze așa de tare. Ei, dacă vrei să ai grijă de relația ta, ce am sfătuit și pe această domnișoară, dacă vrei să ai grijă de relația ta, va trebui să înveți să exprimi. Și spunea, bine, dar nu vreau să cumva să sar la gâtul celuilalt în momentele alea, că nu-i tensiunea atât de mare, sau ce puțin, nu încă, da? Dar aș vrea să mă exprim armonios. Și așa ciudată, știi că stăm în niște situații în care cineva face ceva care mă deranjează, nu foarte tare în prima fază, dar mă deranjează. Și pentru că nu vreau să spun urât, vreau să găsesc o formă foarte armonioasă să spun chestia aia, n-o spun, după care se adună mai multe și apoi și când explodezi și iese, în ce formă armonioasă, frate? Că găsim cele mai dizarmonioase forme de comunicare în momentele acelea. Nu știu ce am spus, uite, n-ar fi mai bine dacă măcar un pic ai încerca în momentele alea să exprimi chiar dacă nu iese armonios? Adică tu oricum o să ajungi să ai un scandal mare, da? Deci până să ajungi să ai un scandal mare, poate faci unul mic, știi? Nu e neapărat nevoie să fie scandal, dar să te exprimi, știi? Chiar dacă nu iese foarte bine în prima fază sau nu reușești.
Dar dacă nici nu discut situațiile alea mărunte, nu le exprim, când ajungi să explodezi, nu o să mai aibă nicio logică ce faci. Și atunci, evident, vine celălalt ce spune, păi tu tot timpul faci criză pe chestia iurea, chestii mărunte care chiar nu sunt importante. Și așa și îi. Adică de foarte multe ori ajungem în situații în care, din cauza faptului că nu suntem atenți la cele lucruri importante și tensiunile care se adună în noi, după aceea conflictele sunt pe chestii mărunte și nesemnificative. Și atunci, e normal că celălalt vine la tine și zice, băi, ești dus sau ești dusă, că, uite-te, faci scandal pentru că n-am luat pâine sau faci scandal pentru că îmi trebuia 10 minute. Și nu ne dăm seama că, de fapt, orice fel de conflict care iese din grafic, de fapt, se bazează pe un conflict interior, așa, repetitiv, nu foarte mare, așa mai medium către micuț, care s-a adunat și care după aceea explodează. Și că vă recomand să vă studiați puțin, că asta i-am spus și ei, să vă studiați puțin momentele acelea în care apare tensiunea, în care celălalt face ceva și apare o tensiune mică, și zicea, ok, gata, nu vreau să discut acum, las-o baltă, deci n-are rost să spun acum. Ai grijă, dacă vezi că se repetă situația și tensiunea aceea se repetă, mai devreme sau mai târziu o să iasă sub formă de conflict mai mare și nu neapărat cred că își dorește lumea treaba asta. Așa că poate în weekendul ăsta studiezi un pic mai mult stările, ești un pic mai atent, mai ales că weekendul de obicei îl petrecem cu cei dragi. Poate sunteți mai atenți fiecare dintre voi la tensiunile mărunte care se adună și învățați să exprimați aceste tensiuni, chiar dacă nu perfect în prima fază, atunci când se întâmplă. Ca celălalt să aibă măcar șansa să înțeleagă despre ce e vorba. S-ar putea și așa să nu vrea să înțeleagă și ce am spus este că dacă ai spus de mai multe ori că ceva te deranjează atunci când te-a deranjat și celălalt nu vrea să înțeleagă sau nu contează pentru el, înseamnă că nu-i pasă de fapt de tine. Și știu că sună foarte dur pentru unii chestia asta, dar ar fi bine să începeți să vă măsurați. 1. Comportamentul tău, să vezi care sunt acele situații în care nu spui și să începi să spui când te deranjează ceva, să poți negocia deranjul ăla. Și 2. Să vezi dacă ai spus de mai multe ori că te deranjează ceva și celălalt chiar nu vrea să înțeleagă treaba asta și nu îi pasă, înseamnă că nu îi pasă, nu are rost să negociem chestia asta. Că mulți încearcă să-și rezolve toate tensiunile doar ca să nu mai reproșeze, în condițiile în care la ălălalt nici nu-i pasă absolut deloc de tensiunile lor, tu rezolvă-ți-le pe ale tale și apoi după aceea o să ne fie bine. Așa că urmăriți în weekendul ăsta ce stări și tensiuni aveți, exprimați-le și verificați dacă chiar sunteți înțeleși sau sunteți poate într-o relație cu cineva care nu este într-o relație cu voi. Nu cred că este cazul, dar în momentul în care încep să-ți exprim nemulțumirile și problemele, crede-mă, o să-ți fie mult mai ușor să nu le mai aduni și să gestionezi problemele în timp real, nu după ce se adună. Să aveți un weekend genial, să vă odihniți, să aveți grijă de voi și să ne bucurăm de viață dacă tot avem câteva zile libere și, evident, cei care muncim, că mai avem de scris niște lucruri, ne apucăm de treabă.